O să-l luăm, Valentin, ce faceți? Prezent ca de fiecare dată la finala Columbodromului Transilvania, nu? Am înțeles că sunteți unul cu, dintre crescătorii care stați foarte bine din punct de vedere al numericului la ora asta. Aveți 5 din 8, 5 angajați în finală, nu? Da, sunt mulțumit. Aici am în vedere că a fost un an foarte greu. Eu foarte mult porumbei, special la antrenamente. E bine. Sunt mulțumit. Acum să vedem ce va fi la etapă. Porumbei noastre au mers bine. De fiecare dată aici la, la Transilvania. L-a plăcut, nu? Da, porumbei au fost porumbei rezistenți, porumbei care au mers, au trecut de multe etape. Da. Anul ăsta ce ți-a adus aici? Tot din familia celui care a câștigat locul 1 în finală în 2015? Și din familia acelui. Și din alte. Mai noi, nu? Da. Mai noi da, la Columbodrom, da. Erau verificate, le verificați acasă? Erau perechi mai vechi pe care le verificați în timp? Ați vrut și în campionat cu ele? Dar am mai schimbat cuplurile. Da? Da, la un campionat nu mai particip. Numai? Doar pe Columbodrom? Da, numai pe Columbodrom nu mai particip. Da, am înțeles. Speranțe mari astăzi. Trebuie să fiți, trebuie să fiți încrezători că da, trebuie să fim optimiști. Că aveți păsări de calitate, au dovedit asta în decursul anilor. Porumbele așa trebuie să fie și crescători. Etapa cum mi se pare, e grea așa în sine, în condiții meteo, vremea... Da, este... Aici sunt acceptabile acum, adică bate puțin vântul. Așezare geografică este mai dificilă ca și rută. Vremea rece. Nu bine, vremea rece, e bună de zbor, că nu e. Distanța aceasta, sincer. N-ați mai zburat cu puii la 580? Nu am mai zburat cu puii la 580 de kilometri. Rămâne de așteptat, rămâne de văzut da. Ce va fi. Vă țin pumnii și vă doresc mult succes, domnul Valentin. Mulțumesc, sănătate. Toate cele bune.